Max, felicitări pentru o ultimă victorie, de fapt o nouă victorie, dar ultima din 2021, un an încheiat așa cum l-ați început, cu un succes la scor. Mulțumim frumos! Da, ce ne-am propus noi să terminăm turul plus etapele care au mai fost de disputat din retur pe primul loc, am atins primul obiectiv, dar echipa ce mă bucură că a arătat de cel puțin de 3 etape, sunt într-o creștere evidentă de formă, dar n-am realizat încă nimic, suntem conștienți, dar cum v-am promis, după pregătirea de iarnă vom arăta mult mai bine, zic. Și astăzi, la fel ca în multe alte jocuri, au marcat din nou ei, tot după un penalti sau cum am mai spus noi, mai facem câte un cadou, însă din nou echipa a reacționat foarte bine și instant s-a reflectat diferența. Da, e bine ai sesizat. Echipa are reacție și tot asta, și prin discuții și prin antrenamentele pe care le facem, asta vrem să inducem jucătorilor, să reacționeze. Normal, după o minge pierdută, ai tendința să te oprești, să dai vina, da, ușor, ușor, de la etapă la etapă, ei sunt mai bine, îi văd și în antrenament, reacția asta mă interesează, și contrapressing-ul. Dacă te uiți și în fotbalul mare, se înscriu o grămadă de goluri din contrapressing. Au pornit băieții astăzi și cu gândul la acea remiză din tur care a stricat așa statistica? Băieții au fost foarte montați toată săptămâna. Ai văzut, l-am introdus și pe Dumitru, care a fost bine toată săptămâna. Nu că ceilalți n-ar fi fost, dar am ales să încep cu el. Pare rău pentru situația lui că s-a accidentat, dar are timp, e un copil de perspectivă și va rămâne alături de noi. A mai venit un cadou cu ghilimele și din partida pe care o urmăream așa cu dintre Cucir și Ungheni, acum distanța mai mare de locul 2. Da, vorba de punctele alea, pe mine chiar nu mă interesează, vorbeam lucrurile astea, că nu mă interesează adversarii, mă interesează jocul nostru să crească de la săptămână la săptămână, ceea ce eu zic că e evident și asta mă bucură pentru mine. Un an foarte bun, foarte bun și pentru tine pe plan personal, dar bun și pentru ceea ce se întâmplă aici la Hunedoara, asta așa ca să facem o acoladă, anul în care a revenit brandul și uite, terminați pe prima poziție. Da, vă dați seama, e important pentru noi și noi am discutat lucrurile astea în vestiar și le discutăm. Noi am creat emulația în jurul echipei și în oraș, suntem datori, noi am ridicat ștacheta, trebuie să o menținem și să ducem echipa în Liga 2. Urmează o pauză pentru băieți, revenirea la antrenamente. Bună, este o pauză bună, cât de cât am început să-i cunosc, atât eu cât și staful meu. După perioada de pregătire, cum tot insist și tot repet, vom arăta mult mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!